Bunica mea Izabela a fugit din oraș cu noul ei iubit și nu o să-ți vină să crezi cine i-a ajutat. Mie nu-mi vine să cred ce se întâmplă, băi și fete. Fica noastră Izabela a fugit de acasă și ne-a lăsat un bilet în care scria că Ionel, noul ei prieten, care eu cred că e iubitul ei, că nu ar face așa ceva pentru un simplu prieten, o iubește și o înțelege mai mult decât o înțelegem noi, părinții ei. Oh my God, băi și fete, fica mea Izabela a fost manipulată de băiatul ăsta să fugă de acasă. Ce mă fac, bro? Trebuie să merg la poliție, Răzvane, ce ne facem? Tata, trebuie să mergi neapărat la poliție să o dai dispărută. Faza e că nu știu când a plecat, dar îți spun 100% că a plecat cu Ionel ăla. Da, că pe bilet asta scria, băi și fete. Pe bilet scria că Ionel o înțelege mai mult decât o înțelegem noi. Doamne, fraților mei, dar eu am vrut doar binele pentru ea, bro. Cine e Ionel ăsta? Că eu până acum nu l-am cunoscut deloc. E îndrăgostită de el și sunt împreună. Acum mă crezi? Eu ți-am mai spus, semnele erau întotdeauna acolo. Dar este întrebarea cum o facem pe Izabela să înțeleagă că Ionel ăsta de fapt îi vrea doar răul și că o influențează prost. Asta este o întrebare foarte bună, bro, cum facem asta? Doamne, băi și fete, și Răzvan a zis tot timpul ăsta, dar na, până la urmă, frate, eu chiar nu mă deranja, frate, să aibă fica, ok, mă deranja puțin, dar chiar nu mă deranja să aibă fica mea un iubit, băi și fete, dar nu un iubit care, cu care fuge de acasă, bro, pe bune. Eu am vorbit acum 2 zile cu ea, pentru că pe lângă faptul că se comportă urât la școală, se comportă foarte urât și cu mine. Dar am zis să nu vă mai spun că nu voiam să o îngrijorez pe mama. Și când am vorbit cu ea, am întrebat-o dacă îi se pare ok ce a devenit acum și dacă îi se pare ok ce comportament are și în câte belele se bagă. Și a spus că ea nu se bagă nicio prostie și că sunt doar eu invidioasă pe prietenia pe care o are cu Ionel și că Ionel nu o judecă așa de mult cum o judec eu. Tată, trebuie să facem ceva, mamă, băi și fete, băi, băiatul ăla i-a intrat în minți și o manipulează, frate. Bă, băi și fete, dacă eu îi zic la fica mea să, nu știu, să învețe mai mult la școală, asta nu înseamnă, sau dacă îi zic, nu te bate cu copii în pauză, asta nu înseamnă că îi vreau rău sau că o judec, bro. Dacă îi zic, nu te mai bate cu copii în pauză și nu mai fi agresivă și nu știu ce, asta nu înseamnă că o judec, man. I-ai spus mamei, cred că mama ta deja a auzit, Magdalena? Cred că deja ai auzit, nu, ce se întâmplă. Marius, iubire, o să mă duc să mă așez pe pat. Am auzit ce s-a întâmplat, dar te-am auzit cum ai vorbit tu cu Răzvan. Dar tu, înainte să pleci la muncă, trebuie neapărat să te duci la poliție. Chiar acum o să mă duc la poliție. După mă duc la muncă, că n-am ce să fac, băieți și fete. Chiar aș vrea să mă duc să o caut pe Izabela, însă cred că poliția o să facă o treabă mult mai bună decât mine și eu trebuie să mă duc la muncă, men. Este a doua mea zi la jobul ăsta, nu pot să-l pierd. Dar înainte am o veste și mai proastă. Mamă, Magdalena, ce veste mai dai și tu, Doamne ferește? Aseară, înainte să ne băgăm la culcare, m-am dus la Izabela în cameră. Am vrut să mă împac cu ea, pentru că știi că ne-am certat foarte tare. Dar nu m-a băgat în seamă și am văzut că scrie ceva pe o foaie. Inițial credeam că își termină temele, dar ea mi-a zis că nu are nicio temă și abia acum mi-am dat seama. Ne-a scris un bilet de adio. M-am uitat în poștă și l-am găsit. Marius, e doar vina mea. E doar vina mea, am țipat prea tare la ea și am pedepsit-o prea rău. S-a săturat de mine, no, Magdalena, te rog eu, băi și fete, no, no, no. S-a săturat de mine și a plecat, e doar vina mea. Magdalena, iubire, te rog eu să nu mai dai vina pe tine. Nu este vina ta. Tu doar ai reacționat ca o mamă disperată, da, care a văzut cum fica ei, care era un elev model, care nu se băga în scandaluri, a devenit o huligană în 2 săptămâni, într-o săptămână, așa instant. Adică tu ai fost foarte disperată pe bună dreptate. Plus că ești și însărcinat, adică nu, Magdalena, deci te rog eu, nu este vina ta, este doar vina lui nenorocitul ăla de iubit al ei. 100%, fraților, adică ăla a influențat-o. Mă, mi-e și frică să citesc asta. Scrisoare de la Izabela. Am un mesaj pentru voi trei. În primul rând pentru tine, Răzvan. Noi am fost prieteni buni și credeam că ne înțelegem bine, dar când l-am cunoscut pe Ionel, mi-am dat seama că de fapt tu doar îți băteai joc de mine. Niciodată nu m-ai felicitat când am făcut ceva și doar mă părai la mama și la tata. Dacă nu-l găseam pe Ionel, rămâneam pe veci doar o fată de care toată lumea își bătea joc. Mă, băi și fete, nu era așa, men. În al doilea rând, pentru tine, tata. Mamă, ce are de spus de mine? Nu am ce să spun, de fiecare dată ai vrut tot ce este mai bun pentru mine, dar sunt 100% convinsă că de data asta te înșeli. Tocmai de aceea am plecat și de acasă. Dacă veneam cu Ionel acasă, tu și mama ați fi spus că este o influență proastă, pentru că este, bro! Și că mă învață doar la prostii. Ți-a învățat să pleci de acasă, men!
Și mi-ați fi interzis să mai ies cu el afară. Dar credeți-mă, Ionel este altfel, dar degeaba vorbesc că nu o să mă credeți. Și în al treilea rând pentru tine, mama. Ai vrut să mă despars de Ionel pentru că este o influență proastă, băi și fete. Ai țipat la mine în ultimul hal, mi-ai interzis să ies afară. Ei bine, uite că de data asta nu te mai ascult. Când i-am povestit lui Ionel totul, m-a sfătuit să fug de acasă și uite că a fost cea mai bună decizie. Să nu mă căutați, mamă, băi și fete. Mamă, ce-i falu băiatul ăla când îl prind. Mamă, dar cum nu-și dă seama Isabela, băi și fete? Adineauri a zis că este o influență proastă și că mă învață la prostii, că, adică că nu e. Adică eu dacă aș fi zis asta, aș fi fost așa nebun, că el nu face chestia asta. Dar după îmi zice și m-a sfătuit să fug de acasă. Asta nu ți se pare o prostie, Doamne ferește? Magdalena, te rog eu, deci nu te panica, iubire. Chiar acum mă voi duce la poliție și o să o dau dispărută. Mamă, băi și fete, deci nu-mi vine să cred că ni se întâmplă chestia asta, man. Oh my god, Doamne ferește, frate. Hai să luăm și să mergem la poliție, să-i spun domnului polițist. Mamă, deci eu sunt disperat, frate. Eu sunt pur și simplu disperat de situație. Doamne, man. Doamne ferește. Credeți, mamă, nu, deci habar nu am. Nu trebuie să zic domn polițist. Trebuie neapărat să dea o alertă, băi și fete, în tot orașul. Trebuie să o găsim pe Isabela. Nu vreau altfel, nu există altă variantă. Domnule polițist, vă rog eu să mă ascultați. Dați un urmărire pe Isabela, pe fica mea. A dispărut, a fugit de acasă, deci vă rog eu. Marius, calmează-te. Și încearcă să-mi explici. Deci fica ta a fugit de acasă. Știi motivul? Care e situația? Explică-mi. Ok, o să vă explic. Deci, domnule polițist, o să încerc să vă rezum tot într-un minut sau ceva de genul. Totul a început de când am ieșit eu și Magdalena de la închisoare. Isabela are un alt comportament. Nu știu dacă știați, însă Isabela era un elev model, lua foarte multe note bune, era calmă, era o fată perfectă și de aproximativ o săptămână și-a făcut ceva iubit nou pe nume Ionel, care i-a zis că nu e iubitul ei, că e doar prietenul ei și de atunci a început să facă foarte multe prostii, a început să se bată cu copiii la școală, am început să primim reclamații de la profesori din cauza asta și ieri am avut o ceartă mai aprinsă, mai exact Magdalena a avut o ceartă mai aprinsă cu ea, însă doar a țipat la ea, nu i-a făcut nimica mai rău sau ceva de genul, băi și fete, adică Magdalena i-a vrut doar binele, trebuie să știți chestia asta. Și efectiv, ea ne-a lăsat un bilet de adio în care ne spunea că Ionel o înțelege mai bine, Ionel o iubește mai mult decât o iubim noi și că Ionel a sfătuit-o să fugă de acasă. Și ea a fugit acum de acasă, probabil că cu acest Ionel, așa că vă rog eu, nici măcar nu mai am cuvinte, deci pe bune, domn polițist, vă rog. Ok, am înțeles, deci are un iubit pe nume Ionel. Așa, o să mă interesez, Marius, o să o dau în urmărire generală. Să știi că am o veste bună. Săptămâna trecută ne-am îmbunătățit sistemul de a găsi persoane dispărute. Și până acum le-am găsit pe toate. Deci s-ar putea să o găsim foarte rapid. Vă mulțumesc enorm. Doamne ajută, Doamne mulțumesc. După ce ești de la muncă, să vii la mine. Apropo, ce te-ai angajat, domn polițist? Deci cum am ieșit de la muncă, tot la ora 4 ies o să vin la dumneavoastră. M-am angajat taximetrist. De data aceasta nu mai fac nimica ilegal, nu mai e nimica. Deci vă rog eu să o găsiți pe fetița mea. Deci vă rog eu neapărat folosiți ăsta, sistemul ăsta nou de găsire de persoane pe care îl aveți și să o găsiți, vă rog eu. Bun. Haideți să plecăm, mamă, fraților, mamă, deci sunt panicat rău de tot, bro. Sunt panicat rău de tot, trebuie să ajung și la muncă, bro. Unde e asta, man? Fraților, aici mi-era o de aia, Doamne ferește, bro. Hai că o iau pe jos. Cineva probabil mi-a furat motocicleta. Doamne, băi, deci mie nu vine să cred că Isabela a fost atât de naivă încât să-l creadă pe nenorocitul ăla, man. Doamne, bro, da, lăsați, băi, și vede că nenorocitul ăla o să intre la închisoare. Adică e tot de vârsta ei, nu contează, la închisoarea de copii undeva trebuie să intre pentru ceea ce a făcut acum. Pentru ceea ce a făcut, vă dați seama, oare unde e, frate, oare unde se ascunde în orașul ăsta, men? Doamne ferește, mă, bro. Oare unde e? Doamne, e ireal ce se întâmplă, băi, și fete, e ireal ce se întâmplă. Mie nu vine să cred. Haideți să-i spun un Răzvan și lui Magdalena că o să mă duc la muncă și că am raportat situația la poliție. Răzvan, Magdalena, vă rog eu să mă ascultați. Am fost la domn polițist și am raportat situația și oficial Isabela este dată în urmărire. Însă, pe lângă chestia asta, domn polițist mi-a zis că acum o săptămână la poliție la ei s-a făcut un nou sistem de a găsi persoane dispărute și a zis că este mult mai eficient decât sistemul de dinainte, așa că să ne așteptăm să o găsească cât mai rapid. Mi-a zis chiar după ce ies de la muncă să vină și să vorbesc cu el. Și speram să o găsească. Nu știu, voi aveți speranțe, Răzvan? Perfect, ai făcut asta, tata. Sper să o găsească, dar înainte să mergi la muncă, trebuie să zic ceva, că i-am zis și mamei. Eu voiam să vă spun asta de când am văzut, dar știam că Isabela o să se supere, așa că voiam să vă zic astăzi, când ea nu e prin preajmă, dar aseară am găsit ceva scris într-un caiet de-al ei.
Ce ai găsit scris în caietul ei? Tata, acolo erau ceva nume de hoteluri și era un buget pe care să-l aloce la fiecare hotel. Asta înseamnă că nu a fugit de acasă, ci a fugit din oraș, tata. Vrea să plece departe de noi. Adică nu a fugit gen de acasă și acum e acasă la Ionel? Adică, eu așa mă gândeam, băi, ce... A fugit din oraș? Vrea să fugă din oraș? Nu a fugit și se ascunde în tufișuri. A fugit de tot, tata. Dar cum? Adică, ca să fugi din oraș trebuie să ai o mașină, trebuie să ai ceva. A fugit de tot, tata. Și dacă nu o să mai vedem vreodată pe Izabela, ce o să facem? Eu nu o să mai am soră, ce o să fac? Nu, Răzvane, te rog, eu calmează-te. Deci nu mai vorbi prostii de genul. O să o găsim. Mamă, băi, și fete, dar eu chiar nu înțeleg. A fugit din oraș pe bune, Magdalena? Marius, mi se face rău, o să mă duc să mă așez, te rog eu, Magdalena, așează-te. Ai grijă, te rog, la tine, la muncă, scumpule, și roagă-te la Dumnezeu să o găsim pe Izabela, Doamne ajută. Dar Marius, nu crezi că e doar vina mea, Magdalena, te rog eu, nu mai fă prostii de astea. Într-adevăr, a fost un moment destul de prost, adică s-au nimerit foarte, foarte prost aceste incidente. Prima dată te certau cu ea și după a plecat, dar asta în niciun caz nu înseamnă că e vina ta, da? Și dacă o certai și dacă nu, tot pleca, pentru că ăla i-a băgat în cap că noi nu apreciem, că nu știu ce și chestii de genul. Și de-aia a plecat. Adică și dacă făceai tu asta și dacă nu, eu zic că mai devreme sau mai târziu tot pleca, că nu e vina ta, e numai vina lui ăla. M-am certat atât de mult cu ea încât nu a fugit de acasă, ci a fugit din oraș. Și dacă Răzvan are dreptate și nu o să mai vedem niciodată în viețile noastre, haide mă, Magdalena, n-are cum. Cât de departe poate să ajungă? Este doar o fetiță de clasa 7-a. Și asta doar din cauza mea, doar din cauza că am țipat tare la ea. Nu, Magdalena, deci te rog eu, fii atentă. O să mă duc acum la muncă. Răzvane, du-te la școală, tu te rog să te calmezi și o să vorbim când o să vin eu de la muncă. Doamne ajută, băi și fete, poate până atunci, poate până la ora 4, domn polițist o să o găsească și o să o aducă acasă. Doamne ajută, te rog eu, nu te mai victimiza, asta nu victimiza. Nu mai da vina pe tine. Cam asta e treaba. Bun, haide să plecăm la muncă, băi și fete. Doamne, man. Doamne, ce necaz, fraților. Doamne, ajută să o găsim pe fiica mea. O să iau mașina de taxi. O să întorc chiar aici. Și na, o să aștept să-mi intre o comandă și până la ora 4 o să fac... O să duc lumea din punctul A în punctul B. O să fiu șofer de taxi. Sper ca până atunci să se întâmple ceva. S-a făcut ora 4, băieți și fete, și oficial mi-am terminat munca de astăzi de taximetrist, însă până la ora 4 n-am primit niciun mesaj de la domn polițist, adică el nu mi-a zis că o să-mi dea un mesaj sau ceva de genul, dar mă gândesc că dacă ar fi găsit-o pe fiica mea, ne-ar fi dat un mesaj. În fine, o să mă duc acum la secție la el, aici mi-am lăsat ultimul client, o să plecăm acum, chiar acum, băieți și fete, la secție, sperăm să fie totul bine și sper că dacă nu a găsit-o, măcar că are ceva, nu știu, are niște noutăți. Sper că măcar atât, adică a zis că are și acest sistem nou de găsire de persoane și sper să funcționeze. Eu vă zic, băi și fete, dacă o găsea, cred că mă suna sau ceva de genul. Nu mi-a zis că o să fac asta, dar așa m-aș fi așteptat și eu. Hai să mergem aici cu taxi, să parcăm undeva. Haideți să... Unde să parcăm? Uite, haideți să parcăm chiar aici, că nu putem să parcăm acolo la poliție, că acolo e parcare pentru mașini. Pentru mașini de poliție. Haideți să mergem, băi și fete. Doamne ajută, mi-a să o fi găsit. Doamne ajută să o fi găsit, dar cred că m-a anunțat dacă o găsea. Dar în fine, nu o să-mi pierd deloc speranța. Unde-i domn polițist acolo? Doamne ajută, Doamne ajută. Hai să vedem, băi și fete. Au găsit-o pe Izabela sau nu? Sper că da. Am emoții. Domn polițist... Bună ziua, domn polițist. Spuneți-mi, vă rog, că ați găsit-o pe Izabela. Marius, mă bucur că ai venit. Deja am anunțat-o pe soția ta în legătură cu situația fiicei tale. Și da, am găsit-o! Let's go! Și unde e? Dar este o mică problemă. Aceasta nu se află în oraș, ci este la 2 ore distanță cu mașina. Mamă, băi și fete, am preconizat bine. A fugit din oraș, bro, mamă, frate, deci pe lângă faptul că trebuie să o aducem înapoi acasă, după trebuie, nu știu, frate, să-i explicăm că Ionel ăsta e un nenorocit, că o să fugă iară, bro, că nu putem să o ținem captivă. Trebuie să o facem să înțeleagă că, băi, ăsta e un nenorocit. Acel Ionel, care este un băiat de 15 ani, conduce o mașină ilegal. Mai exact, mașina tatălui lui. Mamă, băi și fete, Ionel are 15 ani. Și a început clasa 7-a, nu știu, atâția ani ai clasa 7-a. S-au rămas repetenți, s-au l-a dat părinții mai,
mai târziu la școală sau, ok, nu mai știu câți ani trebuie să ai în clasa 7-a, dar în fine. Ultima dată au fost văzuți acum 2 ore la o benzinărie și am trimis deja niște echipaje de poliție acolo. Dar momentan nu au fost găsiți. Bă, măcar știm zona unde sunt. Deci, domn polițist, bănuiesc că astăzi o să-i găsiți, cred, nu? Noi am vorbit cu soția ta și a spus că are ea o idee. Nu știu despre ce este vorba, mergi să vorbești cu ea și să știi că o să o găsim pe fica ta, dar te rog să ai o discuție cu ea. Ăla e iubitul ei, Ionel, nu? Da, da, domn polițist, îmi dau seama că dacă o să o găsim pe Izabela, băieți și fete, nu o să fie problema rezolvată 100%, pentru că Izabela poate să fugă încă o dată, că nu o să o ținem captivă, Doamne ferește. Dar, na, trebuie să-i explicăm că Ionel ăsta este un nenorocit, asta o să fie și mai greu. În fine, vă mulțumesc în ori, domn polițist, chiar acum o să mă duc acasă, pentru că Magdalena are ea o idee. Nu știu ce idee ar putea să aibă Magdalena, băieți și fete, adică... Sau poate i-a venit o idee, dar nu știu ce idee a vrut să aibă dacă nu i-a zis un domn polițist. Însă, în fine, o să mergem rapid acolo, o să mi iau și mașina de taxi, cât de rapid pot. Doamne ferește, fraților. Doamne ferește. Hai să luăm mașina și să plecăm cât mai rapid de aici. Trebuie să întoarcem așa, după o luăm așa. Îl depășim pe frățiorul ăsta. Călcăm câinele, glumeam. Așa, acum băi și fete, trebuie să conduc regulamentar, având în vedere că sunt un șofer de taxi. Ok. Ia uite acolo pe Magdalena și pe Răzvan. Dar ce, vor să plece undeva? De ce sunt la intrare? Magdalena, Răzvan, am fost la poliție. Am fost la poliție, iubire, și mi-au zis că au găsit-o pe Izabela. Dar mi-au zis că ai tu ceva idee. Marius, iubire, ce bine că ai venit, că chiar pe tine te așteptam. Nu știu dacă ți-a explicat, domn polițist, dar au găsit-o pe Izabela. Da, mi-a zis că au văzut-o, că este cu mașina lui Ionel ăla, mi-a zis ceva. Cel puțin au văzut-o, pentru că n-au reușit să o rețină și o să vadă dacă este în siguranță sau nu. Dar mie mi-a venit o idee, mai exact, să mai avem încă o mână de ajutor. Ce idee? Am sunat la direcțiune la școală, i-am explicat doamna directoarei situația... Și a reușit să-mi dea o adresă și un număr de telefon pentru părinții lui Ionel. Da, mă, bă, frate, că Ionel i-a furat mașina lui taică-su, nu? Că mă gândesc că nu i-a dat-o el, adică bănuiesc că părinții lui Ionel nu sunt la fel de nebuni ca el. Ionel 100% i-a furat mașina tatălui său și sunt convins că nu este fericit cu asta. Așa că o să mergem la ei și o să le spunem ce a făcut fiul lor și numai bine, așa o să-i panicăm și pe ei și poate ne pot ajuta. Așa o să găsim pe Izabela și pe iubitul ei cât mai rapid. Ce spui de idee? Magdalena, ești genială. Da, haide să mergem. Răzvane, tu ai auzit ceva despre părinții ăștia lui Ionel? Tată, eu am venit cu ideea asta, deoarece în școală se spunea că părinții lui Ionel sunt extrem de dezamăgiți de cum a ajuns fiul lor. Bă, băi, și fete, asta e o chestie bună, bine că nu sunt și ei la fel de nebuni ca el. Au decurs la toate metodele să încerce să le duce mai bine și n-au reușit. Așa că, având în vedere că sunt niște oameni așa ajutători, 100% o să ne înțeleagă și o să încerce să ne ajute. Însă, chiar dacă nu vreau să-i acuz pe părinții lui Ionel de ceva, mi se pare destul de suspect că taică-su nu a raportat faptul că fiul lui i-a furat mașina la poliție. Bă, Răzvane, nu știu, adică domn polițist n-a primit nicio plângere de genul. Poate sunt doar eu paranoic și n-a vrut să-i facă rău lui fiu-su, dar cine știe. Bă, Răzvane, uite, hai să-ți explic o chestie așa de la părinte la fiu. În cazul în care un fiul, deci copilul tău, dacă face cumva o infracțiune care, să spunem așa, îți dăunează ție, cel mai bine ar fi să discuți tu cu el, nu să te duci la poliție, pentru că dacă te duci la poliție îi faci rău, știi ce zic? Și probabil... Mai ales dacă nu s-a dus la poliție, nu e prima dată când se întâmplă, gen, știi? Și poate n-ar fi vrut să-i facă rău, poate taică-su, maică-sa nici măcar nu știa că e cu fiica noastră. În fine, hai să nu mai vorbim și să mergem la ea acasă să discutăm cu ei. Bună ziua, domnule Doru, bună ziua, doamna Viorica, numele meu este Marius Iancu, ea este Magdalena Iancu și suntem părinții Izabelei. Haideți să vă spun care este treaba, nu știu dacă dumneavoastră cunoaște situația, însă Izabela este iubita fiului dumneavoastră, Ionel. Ideea este următoarea, Izabela aseară sau azi dimineață, nu știu exact când, a fugit de acasă. A fugit de acasă împreună cu fiul dumneavoastră, din câte am înțeles, el a influențat-o să facă chestia asta, însă noi n-am venit la dumneavoastră să vă certăm sau ceva de genul, pentru că până la urmă noi suntem niște părinți a cărui copil a luat o razna și suntem distruși și bănuiesc că și dumneavoastră sunteți la fel. Și am venit nu
știu, să poate ne ajutați, adică am înțeles de la poliție, pentru că am fost și la poliție, am înțeles că Ionel a furat mașina dumneavoastră și acum sunt la două orașe distanță sau ceva de genul și na, nu știu dacă puteți să vorbiți cu el, poate puteți să luați legătura cu el, să-l convingeți să vină înapoi și pe el și pe Izabela, pentru că noi am încercat să sunăm pe Izabela, fraților, dar ne-a blocat numărul la toți, adică s-a supărat foarte, foarte rău pe noi și nu mai vrea să audă nimica de noi și suntem disperați. Suntem disperați, mai exact. Ăsta este rezumatul. Și tocmai de ce am venit la dumneavoastră. Spune și tu, Magdalena. Da, după cum a spus și soțul meu, noi suntem absolut disperați. Am discutat și cu doamna directoare și ne-a spus că și dumneavoastră ați încercat într-un milion de moduri să-l readuceți pe Ionel la realitate și să fie un copil normal, dar nu ați reușit. Sper că ne înțelegeți disperarea. Nu vrem ca Izabela să ajungă o huligană, pe bune, Răzvan. Vă rugăm, ajutați-ne să-mi salvezi surioara. Poate puteți să-l sunați pe Ionel. Noi am încercat să sunăm pe Izabela, dar ne-a blocat numerele de telefon. Așa că ne puteți ajuta, domnul Doru, vă rog. Domnilor, stați puțin, că eu sunt absolut șocat. Doamne, nu-mi vine să cred că iarăși ne face necazuri copilul ăsta, da. Îmi dau seama că sunteți șocat, dar îl puteți suna sau ceva? Deci dumneavoastră nu vă bateți joc de noi. Doamne ferește, cum să glumim cu așa ceva? Păi noi chiar acum o oră am vorbit cu Ionel la telefon și ne-a spus că sunteți toți în vacanță. Toți? Care toți? La cine vă referiți? Care toți? Stați să vă explic. El ne-a spus că astăzi merge în vacanță la munte cu iubita lui Izabela și cu familia ei, adică cu dumneavoastră. Mamă, ce nenorocit, și-a mințit părinții. De-aia i-am dat mașina. I-ați dat mașina? S-o conducă doar până la dumneavoastră acasă. De ce i-ați dat mașina? Pentru că după am înțeles că dumneavoastră s-o conduceți, avem și noi mașină. Deci Izabela a fugit de acasă? Da. Pentru că a influențat-o băiatul meu, mi se face rău, nu, Doamne ferește. Credeam că după atâtea necazuri și după atâtea discuții cu el, am reușit să-l salvăm. Dar se pare că nu, Doamne ferește-mă. Mamă, deci vedeți, fraților, că Ionel i-a mințit și pe ei. Domnule Doru, doamnă Viorica, îmi pare chiar foarte, foarte rău să aud chestia asta, că și pe dumneavoastră v-a mințit Ionel. Dar vă rog, ne puteți ajuta? Doru, stai puțin, nu te enerva, chiar și se face rău. Marius, Magdalena ne cere mii de scuze. Știm că fiul nostru este un nenorocit, dar noi tot am încercat să-l aducem pe calea cea bună. Dar fiți atenți ce o să facem. O să-l sun eu chiar acum și o să-i explic să vină acasă. El mă ascultă pe mine, mai ales când plâng și când mă vede rănită. Deci vă rog eu, doamna Viorica, deci vă rog eu să... Nu știu, vreau să o văd pe fiica mea. Puteți să o așteptați pe Izabela acasă. Probabil până diseară o să se întoarcă. Mai ales după ce o să am acea discuție cu el. Ne cerem mii de scuze. Vă rugăm să-mi iertați băiatul. Doamna Viorica, vă rog să vă țineți de cuvânt și să-l sunați pe Ionel. Și desigur, doamne, că dumneavoastră n-aveți nicio vină. Adică uitați-vă că și noi ne-am educat, cel puțin considerăm că ne-am educat fata bine. Și uitați-vă în ce situație foarte nașpa am ajuns. Voi n-aveți nicio vină și vă mulțumim foarte mult că ne ajutați. Magdalena, Răzvan, haideți să mergem acasă. Și vom aștepta, nu știu, un mesaj de la dumneavoastră, de la poliție, nu știu. Așteptăm să ne vedem fiica. Am revenit acasă, băi și fete. Băi, Magdalena, Răzvan, ați văzut și voi că oamenii ăștia chiar au vrut să ne ajute, băi și fete, adică Ionel, nenorocitul ăla, i-a mințit și pe ei, vă dați seama ce a fost în sufletul oamenilor. I-a mințit și pe ei și a bătut joc de ei, dar se pare că ei vor să ne ajute, nu știu, mie mi s-a părut foarte de încredere și sper că ceea ce a zis doamna Viorica este adevărat. Sper că Ionel are puțină empatie când o vede pe maică sa că este supărată și poate o să se întoarcă și dacă nu o să se întoarcă, poate măcar o să-i încetinească ca să-i prindă poliția din spate. Da, Marius, iubire, ai văzut și tu. Oamenii păreau destul de panicați, dar mie mi s-a părut doar o chestie ciudată. Cum adică taicăsu i-a dat mașina ca să o conducă până aici? Da, băi, și mie mi s-a părut asta ciudată rău de tot. Adică mie chiar mi s-a părut ciudat rău de tot. A zis că... Deci, povestea pe care le-a spus-o Ionel lor a fost că el mergea cu iubita lui Izabela în excursie la munte cu noi și că mergeam cu mașina lui taicăsu, dar trebuia să aducă mașina până aici. Bă, dar are 15 ani. Cum lași un copil de 15 ani să conducă o mașină, bro? Prin oraș. Nu pe câmp, prin oraș. Adică e ciudat rău de tot. E doar un copil de 15 ani. Și apropo, acum a început clasa 7, acum are 15 ani. A fost dat la școală mai târziu? Probabil. În fine, eu zic că oamenii ăia o să ne ajute.
Dar cel mai bine să te duci și tu la poliție și să le spui care este ideea. Sperăm ca până diseară să o găsim pe scumpa noastră Izabela. Da, chiar o să mă duc și o să-i spun domnului polițist că am vorbit cu ei și să vedem care-i treaba. Răzvan, mama, tata, eu v-am spus că oamenii ăia o să ne ajute și cred că și știu care e treaba cu mașina. Eu cred că tatălui a mințit pentru că s-a rușinat. Bă, și eu m-am gândit la asta, bă, și eu m-am gândit că taică-su poate a mințit la faza cu mașina, că se vedea pe el, că, nu știu, e rușinat de ce a făcut fiul, lucru care este normal, man, și nu voia să pice prost, să pice gen ca fraierul care i-o fura fiul mașina, gen, nu, i-am dat-o eu, știi, adică, na, are sens și asta. Și a încercat să găsească o metodă prin care să nu-și facă copilul de râs și pe el la fel. Adică ați văzut și voi că omul era foarte trist când a auzit ce a putut să facă fiul-su. Dar na, poate Ionel ascunde lucruri de ei, că nu sunt sigur că ar fi aflat că este mai nispisit ca niciodată acum. Dar se pare că ei chiar au fost mirați. Da, păi și fete, ați văzut că o zis că nu vine să cred că acest copil iar ne face probleme, de parcă nu le-au mai făcut probleme. Dar știm și noi, fraților, că ăsta e un nenorocit și în ziua de astăzi, adică de parcă n-am mai făcut probleme de câteva luni, de câțiva ani, dar el e un nesimțit, știi, cam asta vreau să zic. În fine, eu o să mă duc acum la poliție și, bă, păi și fete, sperăm ca până diseară să vină scumpa noastră Izabela acasă, nu știu. Asta e tot ce îmi doresc, fraților. Chiar vreau să o văd pe fiica mea Izabela înapoi acasă, chiar vreau să nu mai existe... Să nu mai existe situația asta nașpa în care ne aflăm. Dar trebuie, deci v-am zis, băi și fete, dacă noi aducem acum acasă pe Izabela, doar jumătate din problemă o să fie rezolvată. După trebuie să rezolvăm și cealaltă jumătate, care înseamnă practic să îi explicăm că Ionel ăsta de fapt n-are nicio intenție bună cu ea și doar o manipulează. Dar acum nu știu, sper ca nu cumva să mai încerce să fugă încă o dată, adică o să fie foarte, foarte nașpa. Uitați-l acolo pe domn polițist, haideți să mă duc la el și să încerc să explic situația și să-i zic că am vorbit cu părinții lui băiatul ăsta. Sperăm, băieți și fete, că o să fie totul bine. Asta e, unde mă duc? Pe aici? Nu, stai. Nu. Cred că trebuie să mă duc pe aici și pe la stânga. Ia, uite-ți aici pe domn polițist. Bună ziua, domn polițist. Deci să știți că am mers la gen... Știți că Magdalena v-a spus că are o idee. Am mers la casa părinților lui Ionel și au fost absolut șocați. Au crezut că noi, de fapt, o să mergem într-o excursie cu ei. E ceva foarte, foarte complicat, dar Ionel le-a furat mașina. Dar au zis că o să-l sune pe Ionel... Acum, nu știu dacă o să o facă sau nu știu dacă o să reușească să-l convingă, însă o să-l sune și spună să vină înapoi, pentru că... Ci că Ionel are o slăbiciune, când o vede pe mama lui supărată, nu mai e atât de nebun. Marius, oamenii ăia chiar te-au ajutat. Fix acum 10 minute, Ionel a fost sunat de către părinții lui, nu am reușit să vedem ce au vorbit, dar au plecat de la hotelul unde stăteau și s-au dus lângă o benzinărie de lângă. Probabil se pregătesc să vină acasă. Doamne, mulțumesc! Ar trebui ca în 3 ore să ajungă. A, deci l-o sunat și s-au dus fraților să alimenteze mașina ca să... Wow, bun, mamă, domn polițist, vă mulțumesc că e enorm. Haideți, băi și fete, că am rezolvat. Ar trebui să vină în 3 ore. Dar vă spun sincer, băi și fete, acum o să vină Izabela acasă, dacă bănuiesc că planul mamei lui Ionel a funcționat. Însă... Acum vine adevăratul test. Trebuie să explicăm lui Izabela și să nu o facem într-un mod, stați, să nu o facem într-un mod urât sau ceva de genul, că cine știe după cum reacționează, poate reacționează la fel și poate iar o să facă o prostie de asta. Trebuie să explicăm că Ionel ăsta de fapt îi vrea doar răul, noi îi vrem binele și să nu mai fugă de acasă, bro. În fine, haide să ne ducem acasă și să o așteptăm. Băieți și fete, s-a făcut seara și Izabela nu a ajuns acasă. Magdalena a încercat să-i sune pe Doru și pe Viorica, pe părinții lui Ionel, și nu răspund. O să mă duc la poliție sau ceva. Marius, iubire, este ora 8 seara și Izabela încă nu a venit. Am încercat să-i sun pe părinții lui Ionel, dar nu mai răspund. Ce facem? Bă, nu știu, să nu se fi întâmplat ceva pe drum, Doamne ferește. Răzvane, tata Izabela încă nu a venit. Nu, stai aici că mă duc la poliție. Mamă, băi și fete, basta, e nașpa rău de tot. Da, na, cine știe, bro, bă, poate i-a prins poliția pe drum, fraților, și i-a duce poliția sau ceva, adică cam acum ar fi trebuit să ajungă dacă n-ar fi întârziat. Nu știu, poate întârzi, mamă, deci habar nu am, că nici măcar n-am fost ținut la curent, adică, după cum am spus, părinții lui Ionel nu ne-au mai spus nimic, adică nu ne-au sunat să ne spună că, băi, vedeți că am vorbit cu Ionel și că o să vină acasă. Asta am aflat de la domn polițist. Și în afară de asta, ei nici măcar nu ne-au mai răspuns la telefon. Adică ați văzut că Magdalena a încercat să-i sune, dar în zadar, pentru că
Nu am răspuns. Haideți să mergem la domn polițist să întrebăm pe el care-i treaba, bro. Doamne, sper că știe. Sper că știe ceva și că nu mă... și că nu o să mă panicheze. Doamne, ferește să facă chestia asta. Mamă, pe unde trebuie să luăm? Pe aici? Ok. Dar e și complicată secția asta de poliție. Bună seara, domn polițist! Deja au trecut aproape... Sunt 3, aproape 4 ore. Știți cumva dacă Izabela este în drum? Adică ați mai văzut? Ați mai auzit ceva? Marius, n-ai primit mesajul meu? Situația este gravă! Nu. N-am primit mesajul dumneavoastră. De ce este situația gravă? Da, Izabela și Ionel au plecat de la hotel, dar au plecat și mai departe de oraș. Nu știu ce au vorbit cu părinții lui Ionel la telefon. Mamă, frate, o fică s-au enervat și mai rău. Poliția în continuare nu-i găsește. Îi tot vedem pe camerele de supraveghere, dar sunt cu doi pași înaintea noastră. Domn polițist, dumneavoastră, să nu cedați sau ceva de genul. Eu o să mă duc acum la soția mea și o să mergem acasă la ea, să vorbim cu ei. Probabil băieți și fete... Mamă, frate, probabil Ionel s-a enervat când l-a sunat maica sa sau ceva și s-au dus și mai departe, bro. Mamă, ce copii nebuni, man. Mamă, băi, și fete, am înrăutățit situația mai mult decât decât să o facem bună, că na, ăsta era scopul nostru. Hai că iau pe Magdalena și zic să mergem neapărat la apartamentul ăia să vorbim cu ei. Am ajuns la apartament, fraților, să după cum puteți vedea, nu e nimeni înăuntru, adică noi am bătut la ușă. Nu vrem să deschidem ușa sau ceva de genul, dar nu e nimeni înăuntru. Poate părinții lui Ionel s-au urcat pe mașină, adică poate au altă mașină și s-au dus să vadă care e situația, Magdalena. Marius, eu zic să intrăm înăuntru, să intrăm așa în casă la oameni, nu știu. Băi, asta-i. Bă, fraților, când am vorbit cu ei, nu era aici... Bă, ăștia au fugit de acasă și ei. Oh my God, băi și fete. Mamă... Eu cred că nu s-a enervat Ionel. Eu cred, băi și fete, că Ionel nu s-a enervat și a fugit de părinții lui. Eu cred că Ionel și părinții lui sunt mână în mână. Oh my God, ce ne facem, băi și fete? Bă, aici erau chestii din câte mi-aduc eu aminte. Că gen, n-am intrat înăuntru, dar am stat aici și aici erau chestii. Bă, ăștia au luat chestiile și au fugit, bro. Mamă, băi și fete, credeți că Ionel a fugit de capul lui? Sau că și părinții l-au ajutat? Mamă, fraților, bă, dar chiar cum să-i dea mă taică sub mașina să conducă până la noi? N-are niciun sens. Doamne, ce ne facem, bro?